Sunt profesorul Florian Colceag și vă prezint munca mea de 30 de ani, în care am descoperit totul plecând de la aproape nimic. M-a ajutat Dumnezeu. Întâi și întâi am observat natura. În toată copilăria mea am trăit în natură. Mergeam cu caprele și oile bunicii de la 5 ani. Am umblat în păduri de la 5 ani. Am învățat ciupercile, plantele medicinale. Mai târziu am început să citesc și mă așezam pe marginea șanțului și căprița, Iedu, care era mine, mi se urca în spinare ca să mănânce frunza cea mai bună. Și am băgat de seama câtă finețe în înțelegerea plantelor avea capra. Nu mânca decât anumite frunze. Așa că am învățat de la capra și de la iezi, care sunt plantele medicinale bune și la ce sunt bune. Natura ne învață. Când am ajuns să studiez în profunzime natura, am văzut după ce citisem enorm de multă știință, între 500 și 1000 de pagini pe zi. În 2000 deja aveam un fel de cunoaștere. Prima cunoaștere mi-a dat-o profesor Bănică, Dumnezeu să odihnească, care mi-a arătat o diagramă unicursală. Nu văzusem niciodată o diagramă unicursală, dar m-a lovit foarte tare forma. Mai târziu am învățat de la Ilia Prigojin, laureat al Premiului Nobel, ce înseamnă sursă, sensul, decident. Și de la Grothendieck, Alexandru Grothendieck, ce înseamnă categoria triangulară. Și asta a fost baza mea de plecare. În 2000 deja făcusem un sistem de grafuri care explicau ceva. De mai târziu am început în partea de algebră care m-a condus la ceea ce este acum, adică fractalii algebrici. A fost un drum lung și fabulos de complex, însă în care am avut bucuria descoperirii în fiecare zi și în fiecare noapte. Mintea umană nu poate face lucrurile astea dacă nu este atinsă de degetul lui Dumnezeu. E prea mult. Astăzi să vă prezint ceva absolut relevant. Geneza. Big Bang, în care ce s-a întâmplat, explozia inițială din care s-au format particulele și undele, particule și lumină, particulă și undă. 1.
Până aici toate bune. Da. Acel moment au început să crească, să răspândească aceste tipuri de informații. Un Big Bang. Era pustiu. Nu era nimic. Aceste informații nu s-au început să apară. Cum au apărut? Vedem imediat. Informația respectivă reprezentată sub diagramă unicursală pe care m-a învățat prima oară profesorul Bănică. Această diagramă unicursală m-a condus la Grothendieck, Alexander Grothendieck, care a scris atât de multă matematică extraordinară încât nici matematicianul nu poate să citească tot ce a scris Grothendieck. A avut și o explozie inițială. Bine, explozia inițială îmi dă niște lucruri foarte relevante. Pasul 2 din explozie. Multiplicarea acestui fenomen, care este un fractolon. Fractolonul s-a multiplicat și are acum două părți. Sustenabilitate și metabolism, care sunt foarte puternic verificate. Sustenabilitate și metabolism. Da, e impresionant și e relativ greu de descris. Dar sustenabilitatea și metabolismul m-au condus la spațiul coerent al informațiilor. Acest spațiu coerent al informațiilor este absolut extraordinar. Pentru că noi nu ne-am dat seama niciodată cât este de inteligent universul din jurul nostru. Noi avem impresia că noi suntem inteligenți. Suntem și noi inteligenți ca parte din univers. Dar tot universul este inteligent. Informațiile se duc. Se duc departe. Mai ales că astea sunt informații circulante. Dar nu numai acolo se duc. Până unde se duc? Păi ne uităm un pic. Ne uităm că merită. Să vedem ceea ce este imposibil, practic, de urmărit. Până când ajung la un moment dat să se compacteze și să formeze clusteri informaționale mari care ce ne dau? Spațiul coerent al informațiilor. Spațiul coerent al informațiilor. Adică nu e posibil că vă zică e un dicționar întreg în universul nostru. De-aia capra bunicii știa plantele medicinale pentru că ea citea informația universală. Bun.
Întoarcem la explozia inițială. Păi haideți să ne uităm un pic încă o dată, pentru că este fantastic. Este fantastic. Vedeți? Am plecat de la o diagramă unicursală care îmi dă un feedback. Feedback-ul cu cine? Cu sine. Și au început să-mi apară informații peste informații, informații peste informații. Asta este Big Bang. Bun. Pe de altă parte, ceea ce este fenomenal este că la început a fost cuvântul, dar cuvântul a generat lumina. Scrie în Biblie. Biblia e chiar Cartea Sfântă. Lumina. După aceea, lumina s-a însoțit cu particula. Când Fred Hoyle a venit cu ideea exploziei inițiale a Big Bang-ului, a apărut o teorie foarte revoluționară, care a luminat mințile oamenilor. Acum am ajuns în altă etapă, etapa mai mare. Lumina ne pătrunde de peste tot. Vedeți? E simplu. Cât poate să fie de complicat să înțelegi Universul care a avut parte de marele planificator, de marele programator, care este Dumnezeu. Să ne remintim ce a fost la început. La începutul începutului n-am avut eu sunt cel ce sunt. Trăim, nu știm ce miracol existențial. Dar de putem de asta. Mulțumesc pentru atenție.